Imaginați-vă viața fără baterii. Cum am pornit mașinile, telefoane, laptopuri, tablete și alte dispozitive care ne îmbunătățesc viața nu ar fi existat probabil în ziua de azi dacă nu am avea baterii. Bateriile sunt una dintre cele mai importante tehnologii ale noastre. Astăzi aproape toată lumea are un smartphone, iar bateria sa reîncărcabilă este de aștepta să țină toată ziua, sau uneori două sau chiar trei zile, sau probabil doar câteva ore de utilizare activă. Mulți oameni au de asemenea un ceas electronic, o cheie electronică pentru o mașină și eventual chiar implanturi electronice precum un stimulator cardiac. Cu toate că azi am ajuns la un nivel tehnologic foarte avansat, putem spune că bateriile încă nu țin pasul exact cu tehnologia, încă sunt foarte dificil de realizat, nu există o baterie care să nu aibă dezavantaje, sunt scumpe, fabricarea lor dăunează mult mediul înconjurător și se pot defecta inevitabil, funcționarea lor este de fapt influențată de foarte mulți factori. Alte două utilizări importante pentru baterii în ultimii ani sunt mașinile electrice și depozitarea pentru producția intermitentă de energie electrică. Aici firme mari din industria au investit mulți bani în dezvoltarea bateriilor, dar totuși încă suntem departe de o baterie perfectă sau mai bine spus de energie verde. În câteva video vă voi explica istoria bateriilor, modul în care funcționează, câteva tipuri interesante sau comune de baterii și posibile dezvoltări viitoare. Mai întâi ar trebui să știți că termenul baterie se folosește în majoritatea cazurilor eronat. Orice discuție despre baterii trebuie să facă distinția între celule electrochimice și baterii. O celulă este unitatea de bază a unei baterii și folosește o reacție chimică pentru a produce energie electrică. O baterie este o colecție de mai multe celule conectate împreună, de obicei în serie, pentru a produce o tensiune mai mare decât o celulă individuală. Celulele pot fi de asemenea puse în paralel pentru a crește curentul maxim de încărcare sau descărcare și uneori sunt conectate în serie paralel pentru a forma un pachet întreg de înaltă tensiune și curent ridicat. Un exemplu tipic de celulă este o, între ghilimele, baterie alcalină standard de 1,5V de dimensiunea AA, adesea denumită în mod eronat baterie. Bateriile de 9V sunt baterii reale, adică au de obicei 6 celule interne de 1,5V în serie. Având în vedere că este o terminologie comună, este de obicei folosit termenul baterie cam pentru orice. Cum arată o baterie perfectă? O baterie perfectă ar putea avea următoarele caracteristici. Să fie fabricată din materiale ieftine, non-exotice, folosind procese simple de fabricație. Să nu fie toxică atunci când este eliminată, să fie reciclabilă, să fie reîncărcabilă de multe ori, să asigură tensiune utilă, nu prea mare sau prea mică, să lucreze constant pe o gamă largă de temperaturi, inclusiv regiuni polare sau deșertice, precum și la temperatura camerei. Să ofere o viață lungă, să fie rapid la reîncărcare, să fie tolerant la curenții mari de descărcare, să Poate fi descărcată complet în siguranță și în mod repetat, să aibă o greutate mică, să fie compactă pentru capacitatea sa, să supraviețuiască unui număr mare de cicluri de încărcare și descărcare, să nu se autodescarce când este depozitată, să nu se scurgă să aibă o tensiune relativ stabilă în timpul descărcării, adică o mare diferență, o mică diferență între tensiunile complet încărcat și complet descărcat. Să nu ia foc, să nu explodeze și cam asta ar fi așa pe scurt. Din păcate, nu există până acum nicio baterie perfectă. Cu toate că S-au investit foarte mulți bani, s-au folosit soluții ingineriști care mai decare, mai performante și mai uh, avansate. Uh, fiecare tip de baterie care apare pe piață are avantaje și dezavantaje și va îndeplini unele dintre criteriile prezentate, dar niciodată pe toate, cel puțin deocamdată. Din potrivă, unele baterii care apar pe piață și sunt promovate că aduc foarte multe avantaje, de fapt vin cu foarte multe dezavantaje. Cum funcționează o baterie? O baterie, mai precis o celulă galvanică sau voltaică, este un dispozitiv care stochează energie sub formă chimică și o transformă în electricitate printr-o reacție chimică. Există de obicei doi conductori, adică anod și catod, și se creează un flux de curent datorită mișcării electronilor. Aceasta este cunoscută ca o reacție electrochimică sau o reacție redox. Sunt implicate de fapt două reacții, una se numește oxidare, cealaltă se numește reducere. O baterie care se descarcă funcționează spontan, adică nu este nevoie de nimic pentru a începe reacția. Procesul chimic este cunoscut ca o reacție redox spontană. Nu toate reacțiile electrochimice sunt spontane, așa că nu toate pot fi folosite la construcția sau la tehnologia unei baterii. Când bateria se descarcă, borna pozitivă se numește catod, iar borna negativă anod. Borna negativă este sursa de electron care circulă printr-un circuit electric atașat la borna pozitivă. În timpul oxidării se pierde unul sau mai mulți electroni, în timp ce în procesul de reducere se câștigă unul sau mai mulți electroni. Deci, oxidarea implică pierderea de electron și are loc întotdeauna la anod, în timp ce reducerea implică câștigul de electron și are loc întotdeauna la catod. Polaritatea anodului și catodului, plus sau minus, este determinată de modul în care circulă electronii sau curentul în timpul încărcării și descărcării. Fără a intra în detalii tehnice, putem spune că bateriile se împart în două grupe principale: baterii din grupa primară și grupa secundară. O baterie primară poate fi folosită o dată până când se epuizează și nu este proiectată pentru a fi reîncărcată. Reacțiile chimice, deci, nu sunt în general reversibile sau ușor reversibile. Celulele alcaline de tip AA sau 3 da sunt un exemplu tipic. Totuși o reîncărcare limitată ar putea fi posibilă dacă cumva nu este recomandat de producător să nu se încerce acest lucru. O baterie secundară este proiectată pentru a fi reîncărcată de mai multe ori. Acțiunile sale chimice sunt reversibile prin aplicarea unui curent invers pentru a reîncărca bateria. O baterie auto plumb-acid este un exemplu tipic. Bateriile secundare se uzează în cele din urmă și trebuie aruncate, reciclate sau refabricate deoarece electrozii interni se corodează sau structura celulei se deteriorează. Un alt tip de baterie mai puțin obișnuit este bateria de rezervă. Acestea sunt folosite în echipamente care sunt depozitate pentru o lungă perioadă de timp și apoi trebuie să fie activ activate și utilizate brusc, cum ar fi ă, tipuri de echipamente militare, rachete sau alte... Accesorii. O modalitate de a activa o astfel de baterie este să adăugăm electrolitul chiar înainte de utilizare. Uneori chiar bateriile auto se vând așa uscate. Bateria în general, sau noțiunea de baterie, are vechime și se presupune că exista ceva asemănător chiar în antichitate. Un artefact antic numit Bateria Bagdad sau Bateria de la Bagdad, ce datează de undeva de pe la 150 înainte de Hristos, unii au interpretat-o ca fiind o baterie veche, mai corect o celulă, dar există și dovezi care sugerează că nu a fost chiar așa. Benjamin Franklin a folosit pentru prima dată termenul de baterie asemănător cu o baterie de artilerie, în 1749, pentru a descrie modul în care a conectat borcanele Leiden, o formă timpurie de condensator pentru a stoca electricitate de la generatorul său static. Prima baterie serioasă a apărut datorită lui Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, care a inventat prima baterie electrochimică în 1799, publicând rezultatele în 1800. Aceasta este o baterie adevărată în ceea ce privește definiția noastră modernă, a căreia este un dispozitiv electrochimic, nu un dispozitiv de stocare a sarcinii capacitive precum un borcan Leiden. Bateria sau pila voltaică a lui Volta cuprindea o coloană de discuri de cupru și zinc separate de pânză sau carton înmuiat într-un electrolit de saramură, apă sărată. Volta a înțeles greșit inițial cum funcționează bateria. El a crezut că electricitatea a fost generată prin contactul dintre materialele diferite. Mai târziu a devenit evident că coroziunea discurilor de zinc era legată de curentul produs de baterie. Astfel și-a dat seama că bateria funcționează datorită unui proces chimic. Chiar dacă bateriile originale produse de Volta erau defecte și funcționarea lor era doar pentru o scurtă perioadă de timp, au permis să se facă multe noi descoperiri. Bateriile timpurii, inclusiv cele Volta, erau baterii primare, adică nereîncărcabile. Bateriile secundare reîncărcabile au fost dezvoltate ulterior. În 1836, John Frederick Daniel a rezolvat unele dintre problemele cu bateria lui Volta și a dezvoltat celula Daniel. Acesta era un vas de cupru care conținea sulfat de cupru în care a fost cufundat un vas poros de lut care conținea acid sulfuric și un electrod de zinc. Ionii puteau trece prin vasul de lut, dar soluțiile nu se puteau amesteca. A produs 1,1 V și a devenit prima celulă practică. A fost utilizată pe scară largă în noile rețele de telegrafie. Au urmat câteva îmbunătățiri aduse celulei Daniel, cum ar fi celula lui Bird din 1837, realizată de Golden Bird, celula poroasă uh, din 1838 de John Dancer și în anii 1860 celula gravitațională a misteriosului francez Monsieur Carlo, al cărui prenume este necunoscut. Celula gravitațională a renunțat la barierele poroase utilizate pe celulele lui Bird și Dancer, oferându-i astfel o rezistență internă mai mică și o capacitate îmbunătățită de livrare a curentului. În celula gravitațională, diferiți electroliți, sulfat de zinc, sulfat de cupru, nu sunt separați printr-o barieră, ci prin gravitație datorită densităților diferite ale celor doi electroliți. Această separare gravitațională face de asemenea celula inadecvată pentru aplicații mobile. De asemenea, un curent trebuie extras continuu din celulă, în caz contrar electroliții se vor amesteca. Celula gravitațională a devenit standard pe rețelele telegrafice din Sua și Marea Britanie și a fost folosită chiar până în anii 1950. Celulele de acid cromic au fost un alt tip de celulă primară, una dintre ele era celula Pogendorf, a folosit plăși de zinc și carbon, dar zincul se dizolva chiar și atunci când celula nu era folosită, așa că era necesar un mecanism pentru a scoate zincul din electrolit atunci când celula nu era folosită. O dezvoltare ulterioară a celulei Pogendorf a fost celula Fuller, a folosit mercur pentru a forma un amalgam, adică un aliaj cu zinc, pentru a preveni dizolvarea acestuia. Mai târziu a apărut celula Grove, cuprinzând zinc, acid sulfuric, platină și acid azotic și celula DUN din 1855, cuprinzând fier, carbon și un amestec de acid clorhidric și azotic. Acest amestec era cunoscut sub numele de aqua regia, Este un acid foarte puternic care poate dizolva aurul sau platina. Celula Leclanché a fost inventată în 1866 de Georges Leclanché, aceasta a fost dintr-un anod de zinc, dioxid de mangan și ca un catod de carbon și clorură de amoniu ca electrolit. A produs chiar 1,4 V. A fost folosită în telegrafie, telefonie, semnalizare feroviară și sonerie electrice. Un dezavantaj a fost că curentul bateriei se diminua în timpul convorbirilor telefonice lungi datorită creșterii rezistenței interne. În 1886, o variantă a celulei Leclanché a fost produsă de Carl Gassner, în care a amestecat electrolitic, electrolitul lichid de clorură de amoniu împreună cu clorură de zinc cu ipsos, pentru a face o celulă uscată, producând 1,5 V. În 1896, Compania Națională a Carbonului din SUA, a dezvoltat în continuare, înlocuind Ipsos cu carton rulat. Bateria nu necesita întreținere, asta a fost un mare avantaj. Prima baterie pe care au făcut-o apoi a fost o baterie de telefon, iar în 1898 compania a introdus pe piață ceea ce mai târziu a devenit cunoscut sub numele de celula D sau baterie de lanternă. Acestea au devenit cunoscute sub numele de celule zinc-carbon și au, au fost uh, primele baterii produse în masă pentru utilizare pe scară largă, ceea ce a condus la dezvoltarea lanternei uh, cu baterie. Acest tip de celule este încă obișnuit și disponibil chiar și astăzi. În paralel cu aceste dezvoltări, în anul 1887 o altă baterie uscată bazată pe celula Leclanche a fost dezvoltată independent de Wilhelm Hellesen. Sakizou Yai din Japonia a dezvoltat și el o celulă uscată în 1887. Se spune că implica carbon și parafină, care au fost folosite cu mare succes în războiul chino-japonez din 1894-1895 câștigându-i titlul de rege al bateriei uscate și a înființat o fabrică de baterii în anul 1910. De-a lungul secolului al XX-lea au fost aduse îmbunătățiri celulei zinc-carbon, de exemplu o creștere de aproximativ 4 ore a capacității, alte îmbunătățiri au fost durata de valabilitate mai lungă, o etanșare mai bună și utilizarea unor componente mai puțin toxice, cum ar fi eliminarea mercurului. Bateriile standard în zinc-carbon folosesc un electrolit de clorură de amoniu cu eventual puțină clorură de zinc. Cu toate acestea, celulele zinc-carbon au fost în mare parte înlocuite în ziua de azi de alcaline, care au o capacitate de aproximativ 8 ori mai mare.